Iată titlurile acestei ediții. Părinții unui minor din Hâncești ar putea fi amendați pentru că fiul lor ar fi vrut să se sinucidă. Un bărbat din Cahul riscă închisoare pentru că ar fi încercat să corupă un polițist. Un bărbat din Cimișlia riscă să rămână fără permis de conducere pentru că ar fi bătut un polițist. Un bărbat este bănuit că și-ar fi împușcat din imprudență propria soacră. Doi bărbați din Edineț sunt suspectați de comercializarea etnobotanicelor. Un tânăr din Republica Moldova a vrut să treacă frontiera cu o mașină furată din Cehia. Un tânăr originar din Bălți a fost reținut de polițiști suspectat că ar fi jefuit un trecător. Postul șef al Inspectoratului General de Poliție, Ion Bodrug, a fost anunțat în căutare internațională, bănuit într-un dosar pe contrabandă cu arme de foc. Informația a fost confirmată pentru portalul online deschide.md de procurorul șef al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, Nicolae Chituroagă. Potrivit sursei citate, mandatul de arest pe numele lui Bodrug a fost emis pe 27 octombrie, iar astăzi acesta a fost anunțat în căutare internațională. Procuratura deține informații concludente despre faptul că Ion Bodrug ar fi organizat trecerea ilegală peste frontiera de stat a 6 sau 7 pistoale. Acest lucru se întâmpla în perioada când era șef al Poliției Naționale. Armele de foc au ajuns la cetățenii ai Ucrainei. Am încercat să-l contactăm pe procurorul care se ocupă de caz, dar acesta nu a fost de găsit. Cu mai multe detalii vom reveni mâine în ediție de la ora 13 și 15 minute. Deținut găsit mort în penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Potrivit unui comunicat de presă emis de Departamentul Instituției Penitenciare, cadavrul a fost depistat în această dimineață în celula sa în timpul verificărilor de rutină. Potrivit aceleiași surse, bărbatul avea 30 de ani și nu avea semne de violență, iar constatările medicilor fiind moarte subită. Bărbatul se deținea în custodia instituției din luna mai a anului curent, fiind transferat din Federația Rusă. Acesta nu se afla la evidența medicului și nici nu a avut careva acuze de sănătate în timpul deținerii. Autoritățile au anunțat organele procuraturii și avocatul poporului, iar corpul neînsuflețit a fost transportat la Centrul de Medicină Legală pentru stabilirea cauzei decesului. La moment, administrația penitenciarului întreprinde măsuri pentru căutarea rudelor deținutului în regiunea Odessa, Ucraina și informarea acestora despre deces. Părinții unui minor din Hâncești ar putea plăti o amendă de 750 de lei pentru că fiul lor ar fi vrut să se sinucidă. Aseară, minorul de 17 ani a pus pe jar polițiștii, amenințând că se aruncă de la etajul 3 al unui cămin studențesc. Tânărul studia la școala profesională numărul 3, căreia îi aparține căminul, iar în urmă cu o săptămână fusese exmatriculat. Acesta a fost observat de către fostul său profesor, care a alertat poliția. Aflându-mă pe teritoria școlii, am observat un fost elev cum a dorit să sară pe la balcon. În cele din urmă, tânărul a fost convins să coboare de un polițist al batalionului de reținere operativă. El a fost escortat în Inspectoratul de Poliție Botanica. Tânărul se afla în stare de ebrietate. Pe cazul dat, Inspectoratul de Poliție Botanica a deschis o anchetă. În cazul dat, la răspundere vor fi atrași și părinții, fiindcă tânărul încă n-a atins vârsta majoratului, riscă amendă de la 300 la 750 de lei. Potrivit poliției, tânărul nu este la prima tentativă de sinucidere. Martorii presupun că băiatul ar fi recurs la acest gest din cauza unei fete. Un bărbat aflat în stare de ebrietate a bătut un polițist. Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în orașul Cimișlia. Potrivit poliției, conducătorul unui automobil se certa cu șoferul unui tractor, care anterior ar fi efectuat niște manevre periculoase pe strada principală. Polițistul aflat în apropiere a intervenit pentru a aplana situația între cei doi. Conducătorul utilajului agricol, însă fiind în stare de ebrietate, a ignorat cerințele inspectorului. De către un colaborator de poliție a fost stopat un tractor condus de către un locuitor a orașului Cimișlia în vârstă de 37 de ani. Acesta fiind suspectat că ar fi în stare de ebrietate, a fost supus unei testări de alcoolemie, la care ultimul, având un comportament agresiv, l-a maltratat fizic pe angajatul poliției. La fața locului a intervenit un echipaj al Inspectoratului Național de Patrulare, l-au încătușat și l-au transportat pe bătăuș la Inspectoratul de Poliție din Cimișlia. Pe cazul dat a fost deschisă o anchetă penală. Dacă va fi găsit vinovat, bănuitul riscă până la 3 ani de închisoare și sustragerea ulterioară a permisului de conducere.
Un bărbat din Cahul riscă până la 6 ani de închisoare pentru că ar fi încercat să corupă un polițist. Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție, individul ar fi încercat să mituiască un inspector al Batalionului de Patrulare Sud. Fapta a fost denunțată chiar de către omul legii. Așadar, potrivit denunțătorului, bănuitul i-ar fi propus 100 de euro pentru a elibera automobilul reținut acum câteva zile în urma unui control. Pe numele lui a fost inițiată o urmărire penală pentru corupere pasivă. A încercat să treacă frontiera cu o mașină furată. Un bărbat din Republica Moldova s-a prezentat la 30 octombrie la punctul de trecere a frontieră Rădăuți-Prut cu automobilul care costa aproximativ 54.000 de euro, ce figura în baza de date ca fiind furată. Polițiștii de frontieră române au stabilit că seria de șasiu este aplicată peste cea originală, iar în urma verificărilor au constatat că automobilul era căutat de autoritățile din Italia din 30 septembrie curent. Șoferul a spus că a primit 250 de euro de la un cetățean ucrainean pentru a duce autoturismul din România în Moldova, că nu știa că mijlocul de transport este declarat furat de către autoritățile italiene. Automobilul a fost disponibilizat la sediul frontierei Rădăuți-Prut, iar oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele. Un cetățean din Republica Moldova a încercat să ajungă în România cu un automobil furat. Incidentul s-a produs la 29 octombrie în punctul de trecere a frontierei Sculeni-Iași. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră române au depistat că mașina sa, care era înmatriculată în Republica Moldova, era dată în căutare pe teritoriul Cehiei încă din decembrie 2007. Conducătorul mașinii a declarat oamenilor legii că autoturismul l-a procurat acum 3 ani de la un cetățean moldovean și nu știa că este dat în căutare. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de furt, iar autoturismul, în valoare de aproximativ 2300 de euro, a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră până la finalizarea anchetei. Doi bărbați din raionul Florești au vrut să treacă frontiera cu aproape 180 de sticle de divin fără acte de proveniență. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au găsit în salonul și portbagajul mașinii 6 cutii în care erau aranjate sticlele de divin. Atât șoferul automobilului, cât și pasagerul nu au putut prezenta actele ce ar demonstra proveniența băuturii. Polițiștii de frontieră Soroca au confiscat cutiile cu alcool pentru a fi supuse expertizei. Aceștia urmează să stabilească toate circumstanțele. Doi bărbați din Edineț sunt suspectați de comercializarea drogurilor. În urma unor investigații, polițiștii din Edineț au depistat asupra lor 3 pachetele cu masă vegetală uscată și bani marcați în sumă de 600 de lei. Ulterior, după perchezițiile la domiciliile acestora, oamenii legii au depistat mai multe dispozitive pentru consumul substanțelor narcotice, masă vegetală, cartușe, un molaj de grenadă F1, 6 telefoane mobile și bani în sumă totală de circa 250.000 de lei și 645 de euro. La fel, perchezițiile au fost efectuate și într-un subsol din orașul Cupcini, unde au fost găsite alte 7 pachete cu substanțe narcotice cu greutatea de 20 de grame, care urmau să fie vândute pe teritoriul raionului Edineț. Suspecții se află în arest preventiv pe un termen de 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă închisoare de până la 15 ani. Un bărbat este bănuit că și-ar fi împușcat propria soacră. Tragedia s-a produs pe 29 octombrie în satul Onești, raionul Edineț. În mijlocul unei certe de familie, bărbatul, enervat la culme, și-ar fi împușcat soacra dintr-o armă de vânătoare. Certându-se cu soția sa și având în mână o armă de vânătoare, în momentul dat a intrat în conflict și soacra acestuia, iar bărbatul la un moment dat a împușcat-o pe femeie. În vârstă de 77 de ani, a decedat pe loc. Din cercetări este că bărbatul deținea arma legal. În moment, bănuitul este reținut pentru 72 de ore. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă detenție pe viață. Un tânăr originar din Bălți a fost reținut de polițiști, suspectat că ar fi jefuit un trecător. Conform oamenilor legii, incidentul s-a produs pe 30 octombrie pe bulevardul Dacia din sectorul botanic al capitalei. Bănuitul s-ar fi apropiat pe neobservată de victimă și i-ar fi sustras telefonul mobil și portmoneul. Potrivit victimei, suma prejudiciului ajunge la 8.000 de lei. Suspectul nu era angajat în câmpul muncii și este bănuit și de alte cazuri de furt înregistrate în capitală. La moment, tânărul este reținut pentru 72 de ore. Pe numele bănuitului a fost deschis un dosar penal, iar dacă vina acestuia va fi demonstrată, el riscă să fie amendat cu 11.000 de lei sau privațiune de libertate până la 5 ani.
Un bărbat din capitală ar putea face închisoare pentru că ar fi furat o geantă. Individul a fost reținut de către polițiștii sectorului Ciocana după ce ar fi sustras rucsacul tânărului în timp ce făcea cumpărături într-un market din sectorul Ciocana. Potrivit victimei, în geantă se aflau bani și bunuri materiale în valoare de aproximativ 3200. Din informațiile acumulate, tânărul fi lăsat geanta fără supraveghere pentru câteva minute, iar bărbatul, profitând de neatenția tânărului, a sustras geanta. De asemenea, din imaginele video surprinse de camerele de supraveghere instalate în magazin, se vede cum bănuitul iese cu rucsacul tânărului. În timpul audierilor, bănuitul și-ar fi recunoscut vina. Făptașul este cercetat penal pentru furt și riscă să fie amendat cu 13.000 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la 2 ani. Două accidente rutiere grave s-au produs noaptea trecută în Chișinău. Două automobile s-au ciocnit violent la intersecția străzii 31 august cu strada Bănulescu-Bodoni din centrul capitalei. Contactată de echipa 902, Natalia State, ofițerul de presă al Poliției Capitalei, a precizat că șoferul automobilului care a intrat în intersecție de pe strada 31 august nu ar fi cedat trecerea automobilului care se deplasa pe strada Bănulescu-Bodoni, ceea ce ar fi cauzat accidentul. Din fericire, niciunul dintre conducători nu a avut de suferit, însă ambele vehicule au fost grav avariate. Pe cauza dată a fost deschis un dosar penal. Dacă va fi găsit vinovat, conducătorul care nu ar fi cedat trecerea riscă să fie amendat cu 1500 de lei și 6 puncte de penalizare. Un alt automobil grav accidentat a fost surprins azi dimineață de un amator. La intrarea în capitală dinspre orășelul Sângera, un șofer ar fi pierdut controlul mașinii și a intrat într-un parapet metalic, provocând astfel grave defecțiuni propriului automobil. Oamenii legii urmează să investigheze cazurile pentru a determina cauzele exacte ale producerii accidentelor. De câteva zile, căruțele din orașul Sângerei și satul Bilicenii Vechi, același raion, sunt cu acte în regulă. 47 de căruțași din aceste localități și-au înmatriculat vehiculele cu tracțiune animală. Cei de la Inspectoratul de Poliție Sângerei au făcut publice fotografii cu proprietarii de căruțe care au stat la coadă pentru a primi numerele de înregistrare cu certificate de evidență și veste iluminiscente.